Da. Stimați telespectatori, în monitorul de Suceava de astăzi găsiți următoarele titluri. Și vă invit dumneavoastră să puneți după aia mâna pe ziar și să le citiți, să le luați în răspăr. O bătrână în vârstă de 81 de ani moartă în spitalul de urgență Suceava după ce s-a lovit la splină în salon. Acum se derulează o anchetă acolo. Rușine, Tiberius Brădățan. Demisia, Tiberius Brădățan. Pot să zic așa? Rușine. Nu se poate așa. Domnule, acest om trebuie să plătească. Nu? Dar domnul Brădățan nu mai e... Nu mai e el director medical? Nu mai e. Cum nu e? Mihai. Rușine. Nu? Mihai. Nu, dar nu-i director. Lasă-vă de vilă, Mihai. Că aici deocamdată... Dar nu-i Tiberius Brădățan de vină? Dar nu din cauza lui, pentru că a dat... Nu. Cu Hexifam n-a fost atent la de-alea. Avem un punct de vedere oficial. La rușine... Dar nu avem. Părerea mea este nu. Era un fel de, o istorie întreagă a polemicilor între victima... Da. Între tatăl copilului decedat și mama copilului decedat. Eu merg mai departe, și... nu vreau să râd. Dar nu cumva, dar din cauza lui Brădățan, că nu a fost atent cu ce s-o spăla pe jos, din încă de pe vremea lui s-a întâmplat femeia asta salonici. Dacă ar fi să privim în profunzime, da. Păi și eu nu zic bine. Rușine, da. Tiberius Brădățan. Deci, acolo unde ești. Acolo unde ești acum. Nu se poate, el trebuie să plătească. Deci trebuie să gestioneze foarte bine acest nou scandal. Îmi cer scuze, mă răscut, am da. Transportatorii vor bloca astăzi centrul Sucevei, continuând protestul împotriva creșterii tarifului RCA. Și din ce am înțeles de la, de la Mihai? Am fost la conferința de presă a lor. Eu n-am fost. Păi... Ok, te rog frumos, că sunt nu de puține ori lucruri care nu reușesc să se supărați oamenii, la... ăștia și supărați pe bună dreptate. Ca în orice breaslă există și uscături. Trebuie să fim foarte serioși. Da. Ei, aceste uscături au dus și mi-au spus oamenii după conferința de presă. Conferința de presă a fost clar, îi deranjează foarte tare faptul că într-un an de zile s-au scumpit de 300%. Da. Nu poți să-ți faci o afacere, nu poți să-ți faci o plată de lizii, nu poți să faci o predictibilitate financiară, o predictibilitate și de face pe asemenea aberații. Vii pe piață, spune om, de începând de mâine atâta. RCA-ul este obligatoriu, mai ales la camion, nu te poți juca. Hai că tu mai ești cu mașinuța, te mai joci un pic, mai vii prin Suceava. Nici cu mașina nu-ți permiți. Nu-ți permiți, da. Sunt mulți care nu-l plătesc, dar aici la RCA și când se plătești... întâmplă să uiți, de regulă, la doamne se și întâmplă povestea e alta. Ăsta? Nu ai, la firmele de transportatori, n-au una, două, trei mașini. Încep de la cinci au mașini sute, da. În da. Sus. Unii au chiar mii, unii transportatori mai mari. Milioane. Sunt 189.000 de tiruri. Da, de cap tractor. Da, cap tractor, da. Care fac transport în întreaga Românie. Hai să spunem Europa. Oficial, înregistrate. Și în Europa. Te și pe unde business... să plimbă oamenii ăștia, că drumul n-au. Dar ei li fac în Europa, ca să ne înțelegem. Da, pleacă de aici și acționează mai mult în Europa. Ei, a ajuns în 2016 RCA-ul la, mi se pare că la M0, la genul ăsta de asigurare, 5.000 de euro. Dacă când trebuie să-i dai 5.000 de euro... Eu am vorbit cu Alin Crețu jos și îi dau dreptate lui că suntem vecini acolo la birouri. Mi-a explicat într-un mod comparativ. Da. Nu, îi dau dreptate lui Mihai, nu lui Alin. Și mi-a spus așa, unde, în ce constă discriminarea aceasta sângeroasă, aproape de neexplicat, absurdă, la același nivel de tractor, cu același background, adică cu același istoric, fără accidente, la aceeași marcă, în aceeași Europa în care ne învârtim toți, în Germania, un exemplu e 1.000 de euro, în România e 6.000 de euro. Da, 600%. Discrepanțele sunt foarte mari. Deci este incredibil că... din punctul ăsta de vedere. Da, de ce s-a ajuns acolo? Aici n-au vrut să-mi spună operatorii. Nimeni nu știe. Domnul Negruțoiu, spune că e piața liberă. Da, nu, de asta. Nu de asta. Transportatorii știu de unde, cine a generat supapa asta de s-au dus băieții, cei din asigurări, nu de nebune au făcut treaba asta, au zis, bă, fii atent aici, undeva este o gaură, undeva cineva absorbe foarte multe fonduri, cineva își bușește mașinile și vine și altcineva câștigă foarte mulți bani fără... Dar erau foarte puțini care nu afectau per total. Dar nu poți să lași lucrurile... Care voiau ei să le secretizeze, Hellman, nu știu care, că apropo, o dezvăluit aseară, nu știu dacă ați observat și mare diversiune cu tinerii, cu carnetul cu tinerii, că ăștia când au mărit valoarea poliției la tineri până la o anumită vârstă, au spus că la 100 de lei încasați, ei produc de nu știu câte... 130 de lei. Și în raportul ăsta, Hellman, nu știu cum, nu-mi scapă numele acum, pe care domnul Negrițoiu a vrut să-l
Mișu Negrițoiu. Da, Mișu Negrițoiu. A vrut să-l secretizeze. Spun foarte clar că pericolul pentru autostrăzi din punctul lor de vedere al asiguratorilor este următorul. Tinerii fac 30%, 3,6 lei la 100 de lei pagubă. Deci nu 130 lei. Deci au mințit cu 100% ca să creeze diversiunea asta lansată pe piață, ca în felul acesta toate câștigurile lor fabuloase să fie trimise așa cum fac marile retail-uri, să le trimită în spatele unor studii de fezabilitate în conturi. Le-au spus foarte frumos. Până la un punct. Eu spun următoarea chestiune. Că în România s-a întâmplat următorul fenomen. Ridicăm cu 5.000 la 1.000 și la 100 și la nu știu ce asigurarea la ăștia tineri. Ce au făcut? Tinerii și-au matriculat mașina pe bunicuța lor. Da, bun. Și au matriculat mașina în Bulgaria, de-aia nu se apară corect în statistici niciodată, de-aia peste tot în lume. Asigurarea pentru tineri este un pic mai mare, de-aia la litraj, la puterea motorului se discută altfel. La vârste, eu vorbesc de vârstă, categoria de vârstă. Intrăm într-o zonă cea mai blamată. Eu spus, în 2015, aici minciuna a fost colosală. A fost o diversiune extraordinară care a segregat societatea la vârstă. Paradoxul, cele mai multe pagube le produc pentru asigurator. Evident, cei de la 55 de ani în sus. Asta este. Oboseală, vârstă, timp, nervozitate, infarct și așa mai departe. Ceea ce este straniu și foarte periculos în lumea civilizată este că la noi ASF-ul a fost pe mână cu asiguratorii. Deci ASF-ul este paznicul. Este ca să folosesc un limbaj comun. Deci când paznicul este pe mână cu... Cel care vine să fure este deja o problemă de sistem. Păi da, pentru că... endemică, foarte, foarte periculoasă. Îți aduce aminte cum au mutat RCA-urile? Deja nu le mai judecă protecția consumatorului. Nici pentru de ce? Că... au mutat undeva la Iași. Sună acolo la telefon, exact. De vorbești singur. În fine, haideți să vedem de unde am pornit. Protestul transportatorilor, care mai pur și simplu au fost îngenunchiați. De capital. Ei, dacă mergem așa, s-a dus, s-a terminat. Vedeți dumneavoastră, tura trecută, lumea era supărată pe ei că blocau ieșirea din Suceava. Am văzut imagini, am văzut ce s-a petrecut acolo. Drumul spre politicieni, da, au fost dezastru. Azi blochează orașul. Acum i-au băgat în centru. De ce naiba fac lucrul ăsta să-i urce pe alți oameni în capul lor? Nu să plătească niște polițe, nu știu cine a băgat în centru. Probabil vor să o deconteze politic ulterior, eu prevăd, intuiesc declarații politice, e vinovat Cioloș, și vinovat Ion Lungu, pentru asta e vinovat Flutur. Hai să vezi că o să fie deja declarațiile pregătite, că au aruncat celebrul oraș Suceava, miraculosul, cosmicul, metropolă Suceava în aer, mai ales în zona privilegiată a Sucevei, acolo unde stau numai foștii nababe ai sistemului, alți privilegiați ai regimurilor din 60 încoace. Da. De ce au făcut lucrul ăsta? Este, zic eu, un act rușinos și un act cu premeditare pentru a crea o falie în metalul colectiv. Atenție, nu transportatorii au cerut acolo. Nu transportatorii din start, când chipurile... Adică, da, e adevărat că la urma urmei nu e nicio probă în sensul ăsta. Când au manifestat ei spontan, că n-au organizat nicio grevă, au manifestat cu prudență, cu responsabilitate, ca să nu sufoci în oraș și așa sufocat. Că Suceava, dacă o traversez spre Burdujeni de la ora 12 la ora 18 seara, faci 2 ore câteodată, știi? Nu, 9 situații din 10. Da. Nu. Dacă mai faci greșeală să intri la mult... Ești un om terminat din punctul ăsta de vedere. Cred că au gândit-o cu o răutate. Poate e incredibilă acest traseu. Este incredibil. Mihai, spune-mi tu încă o dată. Vis-a-vis de acest protest de... Supărați oamenii? Nu știu dacă supărarea lor survine din faptul că s-au mărit atât de mult. Asta e una dintre ele, dar ei nu mai înțeleg pe ce baze s-a întâmplat această mărire. Unde trebuie să acționeze? Ce trebuie să facă? Am mai spus. E vorba de o lipsă de predictibilitate în a-ți acționa, a-ți crea actul de management. E foarte complicat. Când lucruri din astea care sunt obligatorii, cheltuielile obligatorii, tu nu le poți ține sub control din cauze pe care nici pe alea n-ai cum să le prevezi, că nu știi peste noapte, că stai așa că de mâine e altă poveste, alt cod fiscal, altă taxă pe RCA, e extrem de complicat. Și încă ceva, Marius.
mi-a spus, acum m-am amintit, asiguratorii străini, ci că au tarife preferențiale pentru transportatori. Că asta e cea mai mare discriminare posibilă. Asiguratorul străin, de exemplu, o firmă din Franța, asigură cele 2000 de camioane pe care le are Marius în România, sau 7000 de camioane, la nivelul sub prețul din Germania și din Franța, pentru că așa vrea el. Deci le permite legea asiguratorilor să facă tarife preferențiale cu firmele pe care le doresc ei. Că dacă asiguratorii aia consideră că firma ta, a lui X, a lui Y, ai tu un feeling cu ei sau ai tu un barter cu ei, ai altceva, sau ai o influență de alt ordin, să-i spunem ocult, pot să vină prețurile și să, ca eu aici, perete cu tine, firme de transport. Da. Eu pe același camion să plătesc de 10 ori mai mult, iar pentru că tu ai 100 de camioane în plus, firma și ai alte relații, firma asiguratoare din Franța să-ți ia de 10 ori mai puțin decât mie pe aceeași situație. Adică pe același cap de tractor, pe același background, pe aceeași situație. Și care e avantajul aici? Că nu înțeleg. Păi nu, că e un mare dezavantaj, o discriminare. Adică cum asiguratorul străin practică prețul cum vrea el. Adică către anumiți transportatori bagă cu 10, adică secrete, chipurile sunt confidențiale. Astea fac asigurări. Acolo îndrăznesc să cred din ceea ce îmi spui tu că e o piață liberă, dar care are o anumită limită maximă pe nu, care ți-o impune legea. Aici ar trebui să intervină ASF-ul ăsta. Că ăsta e rolul lui. Da, să da, păzească. ASF-ul am da, ajuns să protejeze, să supravegheze. Că asta e autoritatea de supraveghere financiară. Da? La ei orice, nu supraveghează. La orice în România, la orice, începând de la bobul ăla de grâu de care vorbeați mai devreme și terminând cu asigurările în cazul de față, nu cred că putem găsi nicio chestiune logică să fie mai scump acel orice, bob de grâu sau ce vrei normal. În România să fie mai scump decât este în Occident, unde e discutat de 5 ori mai mult. De 5, de 6 deci, ori mai mult. Este incredibil. De ce ar fi deci, acest lucru? E pur și simplu, se încearcă marea cu degetul, hai să vedem, poate pocnește aici buboiul. Și pe lângă nebunia asta, știi, pe lângă nebunia asta mai practică și aceste prețuri preferențiale. Adică, ASF-ul în loc să spună, stai un pic, măi, asiguratorule, dar tu de ce îi dai lui Marius Cocoș, care are 200 de camioane pe camion, 300 de euro și lui Mihai Chira, care are tot 100 și cu 15 camioane mai puțin, îi dai în loc de 300 de euro pe camion, îi dai 7000 de euro. În același context, în aceleași condiții, în același loc, pe același circuit, cu aceleași afaceri. Că la urma urmei, transportatorii ăștia ce fac? Transportă marfă în toată Europa, da? Poate, de-aia poate se cheamă deci asta fac. Că te numești Ionescu, Popescu, Georgescu, că ai un craiul de astăzi. Tot personalul va fi instruit și evaluat cu privire la normele de curățenie, dezinfecție și sterilizare. Asta la Spitalul Județean Suceava. Dezinfecție, dar avem... Ai la altă gândă și dezinsecție. Da. Păi aia e dezinsecție de ratizare, aia e cu șoricei, cu șobolani, cu țânțare, aia chiar e de neimaginat. Aici discutăm de virus, de bioceanici și așa mai departe. Domnul Chira, iarăși... Rușine! Da, rușine, Nicolae Bereanu! Nu, Tiberiu Județean. Nu, Nicolae Bereanu se pricepe la dezinsecții de ratizare, știi că de acolo a pornit în lume. Da? Da? Nu, dar părea mea că nu se întâmpla lucrul ăsta. Domnul Mihar Deleanu nu ieșea să spună acest lucru, dacă Tiberius Brădesan își făcea treaba cum trebuie și nu se mai ajungea la lucrul ăsta. Părerea mea. Domnul Manole? Despre ce? Hai să vorbim despre Sinfonie de Toamnă. V-a plăcut aseară? N-am fost mai stați așa, stați. De ce numai că e vorba de Rotary, nu mergeți mai stați? Nu, de masonie, nu am prejudecăți din asta de baba. Nici pe departe. Pur și simplu, eu am alte principii. Mă gândeam că e prima emisiune fără Ayatollah. Nu există pâine fără sare decât în moderare cază. Nici emisiune fără sare. A dat apă și sucuri la popor? Ayatollah de la benzinării. Surprinzător? N-am fost nici eu. Eu cred că am urmărit în schimb live evenimentul pe Facebook. În spații astea comandate, dresate ca la strungă. Am eu așa un fel de a mă revolta împotriva celor organizate o dată pe an cu un anumit scop. Nu vreau. Cum erau celebrele concerte ale lui Voltaj din Bărdăjenu, cam despre
Nu, nu, nu. Ba, și alea erau tot cu scopuri politice, evident. Dar asta ce scop politic să mai aibă? Nici la acelea. E pe termen lung, subliminal, ăsta lucrează tăcut, adânc, corodează carugina. Nici nu știi când dintr-o dată, hop, ai bătut și a căzut. Că înăuntru era bau-bau, adică putregaiu, rugina, da. Putregaiu. Eu cred că muzica se ascultă nu în spații, nu în asemenea spații neconvenționale și nu se ascultă la ordin. Și moca. Mie îmi place că s-a întâmplat lucrul ăsta. Îi fericit pe cei de la Rotary, le urez succes să-și poată deschide barurile pungii să mai susțină astfel de concerte, pentru că sunt concerte care se fac pe banii privaților. Și îmi doresc ca tot mai mulți oameni de afaceri să facă aceste greșeli pe care zice maestru în spații comandate să ne mai... Dacă ne-ar putea... Nu am spus că au greșit, dar nu-mi place mie. Glumesc și eu. Eu m-aș lăsa, aș dori ca sucevenii să fie manipulați cel puțin o dată pe lună cu asemenea manifestări. Și felicit pentru ceea ce au realizat. Nu sunt de acord nici eu cu lasele alea care au fost aseară. Dacă e odată pe lună își pierde din valoare. Un lucru folosit din savoare, din valoare, din seducție, din admirație, din atracție, din ce vrei tu. Dacă e în fiecare lună. Deja intervine rutina, monotonia și nu mai are... După aia nu să mai vină nimeni la spectacul pe bună organizat. Să rămână, că nu-i verde. Să rămână simfoniile de toamnă și nu de primăvară, vară, iarnă, că iarna nu poți să faci spațiu public, moare. Da, simfonii de iarnă. De ce? Da, da, cine cântă iarna? E o problemă, dar voi cine trebuie încălzite. Da, da, da. E o problemă tehnică, e o problemă tehnică. Adă-ți aminte, Sandra, cu roțile în sus. Și unde mai vedea? Bun, dar Sandra s-a dus la butoiul cu afinată, a crezut că e Coca-Cola, știi? Și a tras afinată până nu mai știa pe ce planetă dansează. Da. Ce bine? În primul rând, nu e de vreo, maestru e răutăcere. Nu a existat niciun butoi de afinat acolo pe scenă. Nu? Dar e o metaforă, Mihai, asta. Iar o metaforă. E o metaforă. Da, mi-aduc aminte ce spunțat. Butoiul era la Gloria, nu la pe scenă. Sau doamna Sandra. Butoiul nu era pe scenă, era la Gloria, era pe undeva pe acolo, printr-un debaraj, știi, cu robinet. Așa, la liber. Nu se poate, tehnic, iarna, nu se poate. Vara, vremea imprevizibilă, ca o femeie frumoasă și ca un concert frumos, ba plouă, ba ninja. Da, ai nevoie de o sală polivalentă. Primăvara ai mult noroi. Da, ai nevoie de o sală polivalentă, maestre. În care 7.000 de oameni se încapă frumos. Chiar și 15.000 la un concert rock, voltaj. Și pe stadion. Și pe 15.000. Aseară n-are... Și la Botoșani? Dacă erau... Da, așa da. Așa da. Aduși așa la da. Botoșani. Dar 7.500 sunt mulți. Pe bune că sunt mulți. Suceava nu pe are... Pe aseară au fost 3.000, n-au fost. A, peste. Da. Mult, cu mult peste. Cu clic, cu cărcotașe de pe tușă, cu toate alea, da. Poate au fost mai mult. Dar nu contează asta. Important, evenimentul în sine este reușit. N-are, eu am spus punctul meu de vedere. Este un eveniment reușit, e un eveniment modern stilat, un eveniment modern modern, un eveniment modern care nu neapărat este adresat doar mari snobini, de la vârsta senectuții până la puștime. E un eveniment care are deja a cincea ediție și care trebuie, ca orice reușită, știi, încurajată să trăiască cât mai mult, să evezi cât mai mult. Dar asta nu înseamnă că nu sunt și păreri contrare și asta nu înseamnă că eu pot să, sau oricare dintre noi nu putem să recunoaștem că într-adevăr ea a fost și este, dar nu numai ediția asta, toate edițiile au fost un succes. Nu știu, a fost una nefericită cu ploaie, cu vânt, cu da, la pământ. Da, mi se pare că a treia a fost, un pic de... A, că nu a fost în fața CJ-ului, nu? Da, atunci așa a fost destul de urât. 12 sau 13, în fine. Nu mai știu exact. A fost o vreme mai urâtă, dar au ținut vremea deci, un eveniment fericit, un eveniment modern, lumea socializează și asta e. De snobism, de fariseismul public, de a fi văzut la un concert simfonic, la muzică cultă, să fii văzut, să te arate lumea cât de intelectual ești și ce gusturi rafinate ai, noi să scăpăm 7.000 de generații. Dar să dea Dumnezeu pentru asta să te vadă lumea. Să ne adunăm cât mai des la lucrurile de genul ăsta. Doamne, îți dai seama cum s-or mai uita la mine, știi că întotdeauna mă pun pe mine în primul plan în ceea ce mă privește, cum e și normal. Adică, bă, n-ai fost la asta cu așa. Băi, n-ai fost la... Bine că ai fost la... Bine că ai fost la Sătăneală, în șanțul cetății, știi? Uite ce acolo, uite ce acolo. Nu, e ok. Asta a funcționat canapeaua, asta, nu canapeaua, canapeaua a funcționat, nu? Al lui domnul Oscar? Da, da. Al lui Oscar Wilde? Ia. Eu nu știu cine e domnul Oscar Wilde, dar eu cred că acum deci, berea aici a fost de 5 ori mai scumpă, nu? Apa plată, la fel, cred că și-a făcut planul. Nu cred. Nu cred pentru că ar fi contrapolice oricărei firme. Și-ar dat firma în cap cu alte cuvinte dacă ar face lucrul ăsta. Problema e alta. Așa zice, din punctul meu de vedere, ceea ce văd acolo și-mi imaginez, muzică simfonică, muzică cultă, cum ai spus, cu laserele alea nu se pupă deloc.
Hai să fim cinstiți, mie îmi place ce văd. Laserele nu-mi plac. Acum, nici să poarte amprenta Evului Mediu, știu, a unui simfonism, a unei, știi, expresii în astea muzicale colective, o muzică lumin, de calitate. Da, nu uita că pe scenă nu s-a cântat numai sabocit, n-a fost o peretă. Da, nu, pe scenă s-a și dansat, s-au ales partituri accesibile, da, că muzica asta e grea câteodată. Hai să ne uităm un pic. Da, s-au ales partituri, asta de anul ăsta? Nu. Nu cred că e de anul ăsta. Păi ce aliniație? Nu cred că e de anul ăsta, cred că e de anul trecut, pentru că anul ăsta au avut și în stânga și în dreapta, au avut niște enorme. Așa, deci e un eveniment, m-am uitat acum că și Botoșanu a concertat la Suceava, Botoșanu Filarmonica, și după aceea au încercat să facă și ei pipetul în ala. Bun, n-au spațiu vital ca aici să facă. Aha, am bătut și noi la ceva Botoșanu? Da, ca axă n-au cum să facă, adică e atât de frumos, dar e întortocheat, știi, pietonal. Dar noi e expunerea, deci mult mai mare. N-au învergura deschiderea exact, asta. Învergura, asta e cuvântul, n-au învergura. Am înțeles. Asta. Da. Două minute mai avem la dispoziție, domnii mei. Marius, un minut. Un minut. Tu poți să spui ce vreau, eu să-i spun maestrului o chestiune. Da, dar vreau să mai spun și ceva din obiectivul de Suceava de astăzi. Bani mai mulți pentru gărzi, responsabilități mai mari în unitatea de primire a urgențelor. E iarăși una din afirmațiile făcute de doctorul Mihai Ardeleanu. Plus multe alte articole interesante în Obiectiv, Craiinou și Monitorul. Finalul vă aparține, domnule. Trebuie să ne organizăm un pic în perioada următoare, următoarele zile. Azi, mâine, poimine, răspuni luni și poate marți, domnul Marius Cocoș trece printr-o perioadă mai dificilă. Adică? Sus. Dar n-am mărturisit. Ești el tomnatic? Nu. Da, tomnatic. El e balanță, o să treacă printr-o perioadă mai dificilă, va fi singur, da? Home Alone, zilele acestea. Trebuie să organizăm niște serie cu muzică. Băiețești. Frumoasă, cu muzică manelistică. Eu pun ceva frumos, ca să la rezervele strategice de învechite din și mucigăite, dar n-au pătruns microbii și mucigaiurile înăuntru. Ele sunt securizate maxim. Și am să mă sacrific la credeți câteva că ne putem organiza? Trei. Numai trei scoatina, atâta. Restul le mai las pentru zile negre. Mai există viață și după moarte, Marius. Așa e. Da. Stimați telespectatori, atât pentru această ediție matinalului nostru. Domnilor, vă mulțumesc mult. Și noi mulțumim că ne-ai acceptat și încă ne mai Dar mai ales dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până la momentul întâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.